Bună ziua! Stimate doamne, stimați domni, bine ați venit în cadrul evenimentului de prezentare al studiului Amenințările la adresa Securității Republicii Moldova, o analiză pe termen scurt și mediu. Acest studiu a fost elaborat de un grup colectiv de autori și în special de către domnul Valeriu Pașa, Natalia Albu, Iure Gotișan, Elena Mârzac, Alexandru Flenchea, Victor Parlikov și Sanda Sandu, eu. Această cercetare a fost realizată în cadrul platformei a societății civile în domeniul apărării și securității și împreună cu Fundația Konrad Adenauer. Mie îmi spune Sanda Sandu, sunt cofondatoarea platformei, de asemenea reprezint astăzi și Fundația Konrad Adenauer și o să moderez activitatea noastră de astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc mult tuturor și participanților și oaspeților noștri de înalt nivel pentru că ați dat curs invitației noastre. Și stimați reprezentanți ai societății civile, ai mass mediei, această activitate este organizată în cadrul platformei. Așa cum am menționat anterior, scopul platformei este de a oferi expertiză instituțiilor de stat din Republica Moldova, dar și de a o crea un mediu de discuții favorabil privind principalele riscuri și amenințări în Republica Moldova, dar și prezentăm un set de recomandări. Acest studiu și prezentarea acestei cercetări are loc într-un moment sensibil pentru Republica Moldova, momentul în care la frontierele noastre, dar și în interiorul țării, ne confruntăm cu noi riscuri și amenințări care decurg dintr-un mediu de securitate volatil, dar și există o criminalitate transnațională și amenințări hibride. În ultimii trei ani, mediul de securitate a fost guduit de evenimente cu implicații majore. Aici ne referim la pandemia COVID-19, dar și invazia militară a Federației Ruse în Ucraina. Din perspectiva Republicii Moldova, aceste vulnerabilități și amenințări interne sporesc impactul factorilor externe asupra securității naționale. Iar printre acestea se enumeră corupția, amenințările hibride, interese cleptocratice, regiunea transnistreană, criza energetică, economică și criza alimentară regională. În acest context aș dori să menționez că avem astăzi alături de noi onorați reprezentanți ai instituțiilor publice din Republica Moldova și aș dori să ofer cuvântul de salut domniilor sale, reprezentanților instituțiilor publice și în primul rând aș dori să îi ofer cuvântul domnului Dorin Recean, consilier al președintei Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Domnul Recean, vă rog. În primul rând vreau să vă mulțumesc tare mult pentru această inițiativă și Fundației Konrad Adenauer Foundation pentru faptul că susține aceste inițiative. Cred că este dificil să găsești o perioadă mai bună, dar și mai dificilă de a discuta aceste subiecte. Și cred că este o perioadă la care trebuie să începem să reflectăm ce totuși este fundamental greșit la noi, pentru că noi, iată, în ultimii 30 de ani, avem exact aceeași problemă. Noi avem această discuție geopolitică care stă la fundamentul problemelor noastre de securitate. Și discuția asta este foarte profundă, ea este la nivel social. Și iată, noi avem o parte din societate care zice că noi trebuie să fim cu vestul, o altă parte a societății care spune că noi trebuie să fim cu estul. Sunt anumite regiuni din țară care tot așa sunt preponderent cu estul, altele preponderent cu vestul. Și din punctul meu de vedere, aceasta este o problemă fundamentală de aliniere a valorilor, de aliniere a înțelegerii perspectivei noastre. Și noi câteodată trebuie să recunoaștem că foarte deseori prezentăm valorile noastre cumva tranzacțional. Da, iată, noi zicem că ne integrăm în Uniunea Europeană, o să vină atâția bani, acolo pensiile sunt mai mari și așa mai departe. Noi nu reușim să avem, sau de exemplu, suntem mai buni cu și ne integrăm proiectul euroasiatic, când să avem gaz mai ieftin, poate să putem să vindem merele noastre mai ușor și așa mai departe. Iată, asta e dominanta discuției noastre și apropo, nu numai în societate, dar și în mediile academice, în mediile intelectuale. Eu cred că asta e ceea ce noi fundamental poate ne aduci cumva capul și am putea să shake it, adică să zdruncinăm, iată acum, în perioada asta foarte dificilă, unde sunt amenințări reale. Amenințări reale, nu neapărat intenționate.
dar ele sunt reale. Și atunci, eu mă bucur foarte mult că există aceste platforme, mă bucur foarte mult și mulțumesc celor care au inițiat aceste platforme și iată, fac aceste studii. Și, apropo, problema asta fundamentală este menționată în raportul ăsta, așa, unde el este, unde se menționează foarte clar că avem această dezbatere geopolitică între o parte a societății și o altă parte a societății. Cred că trebuie să schimbăm aici abordarea noastră, dezbaterea asta să nu fie așa de tranzacțională și noi să avem și o educare mai bună a diferitor segmente a societății ca să înțelegem că alegerea între vest și est nu este confrontațională. De exemplu, proiecte gen NATO nu neapărat sunt confrontaționale. Chestia asta vine din Uniunea Sovietică, cumva s-a lipit că dacă este NATO, asta e ceva confrontațional. Toată lumea nu știe, de exemplu, că NATO se ocupă de institutional development, de reziliență, de probleme de mediu, de probleme de guvernanță, adică tot ceea ce înseamnă un stat cu instituții reziliențe, un stat care poate produce bunăstare pentru cetățenii lui. Nu, NATO a rămas cu noi istoric, dacă era Uniunea Sovietică, era Uniunea Sovietică, un pol de putere și era Statele Unite, dar Statele Unite ca să cumva să-și promoveze interesele inclusiv în Europa de vest și gradual în estul Europei, iată, a inventat NATO. Iată, noi trăim cu povestea asta. Iată, noi nu știm valoarea adăugată pentru societatea unor astfel de instituții. Încă o dată, vă mulțumesc tare mult pentru această inițiativă. Mulțumesc foarte mult pentru factorii și riscurile de vulnerabilități identificate aici și cred că este un start foarte bun a unei discuții în jurul acestor probleme de securitate. Dar, cum am spus, eu simt că noi undeva, vorba ce, we are fundamentally failing it somewhere. Și asta e aici, în această discuție geopolitică. Și noi aici trebuie să schimbăm ceva în abordare, altfel această discuție, această dezbatere între est și vest se va perpetua. Și da, asta e mai dificil, da, asta e mult mai greu de explicat, dar trebuie să scoatem acest element tranzacțional din această discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Recean. În continuare, aș dori să ofer cuvântul de salut domnului Alexandru Musteață, director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Alexandru. Mersi, bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru efortul care îl faceți ca să creștem cultura de securitate în Republica Moldova. Două săptămâni în urmă, eu discutam cu colegii mei că trebuie să interacționăm mai mult cu societatea civilă. Am pus în contact colegii de la relații publice cu Sanda ca să avem o ședință internă cu platforma, să discutăm și în paralel vine invitația la acest eveniment, fapt care mă bucur foarte tare. Pentru că noi, și ca instituții, și vorbesc aici din Serviciul de Informații și Securitate, ne schimbăm și noi un pic paradigma cum vedem amenințările și unde noi trebuie să intervenim și cum trebuie să lucrăm. Pentru că amenințările sunt foarte multe, sunt toate sectoarele, dar resursele sunt limitate. Și dacă noi ne împrăștiem peste tot, atunci prindem câte o bucățică de peste tot și noi avem o activitate focusată pentru a colecta date calitative, pentru a le analiza bine și ulterior pentru a furniza anumite informații calitativă pentru factorii de decizii, dar totodată și noi să putem lua anumite acțiuni acolo unde este nevoie ca să contracarăm niște amenințări. Astfel de dezbateri, cum este acest studiu care va fi prezentat acum, sunt importante pentru ca toată lumea în țară și toate instituțiile să înțeleagă rolul lor în domeniul de securitate. Toată lumea așteaptă Serviciul de Informații și Securitate împreună cu CNA-ul și cu Poliția și cu SPCSB să prindă de la hoții de buzunare până la șpioni din toată lumea, ceea ce e extraordinar de greu de făcut, dar amenințările și la nivel de Ministerul Economiei, pe partea economică și Ministerul Infrastructurii, pe partea de infrastructură și AGE cu STISC, când e vorba de cibernetic și Ministerul Agriculturii, deci securitatea e foarte larg ca și domeniu și toată lumea trebuie să înțeleagă rolul pe care îl are
reieșind din ce fel de amenințări și ce fel de pericole poartă pe segmentul lor. Eu sper să avem și o posibilitate și de a face un mic schimb de opinii pe marginea concluziilor și recomandărilor care sunt și să aud și părerea altora cum vedeți și rolul serviciului și unde ar trebui noi să ne focusăm mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Alexandru! În continuare, aș dori să ofer cuvântul lui domnului Gheorghe Oarza, șef Direcție Transformare, Ministerul Apărării Republicii Moldova. Bună ziua! Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Ministerul Apărării, în general, a încercat în ultima perioadă să fie cât mai transparent și participativ la evenimentele care sunt organizate de societatea civilă. Și în acest context, astăzi participăm cu mai mulți reprezentanți din cadrul Marelui Stat Major și Ministerului Apărării. În primul rând, vreau să scot în evidență câteva și să fiu complementar la ceea ce au menționat primii doi vorbitori. Și să vorbim un pic despre faptul că un stat, pentru buna sa guvernare și pentru dezvoltare, are nevoie de cel puțin patru piloni funcționali în cadrul ca putere statală. Și aici vorbesc de politica externă, diplomația, aici vorbesc despre informații, aici vorbesc despre cadrul de apărare și cel militar și sectorul social-economic. Aici vreau să menționez și faptul că acești patru piloni trebuie să fie important egali, deci el nu este unul mai important ca altul. Și este foarte important să înțelegem că acești patru piloni sunt foarte mult interdependenți în dezvoltarea unui stat. Mă refer la faptul că diplomația poate rezolva singură o problemă, ceea ce este de dorit. Și vedem că rezolvarea problemei pe cale diplomatică, pașnică, prin negocieri, asta se tinde de a face chiar și la nivel global. Informația este întotdeauna necesară pentru a sprijini cei trei piloni. Cunoașterea situației, a mediului de securitate, a mediului social, mediului economic și absolut toate mediile care le avem. Cu cât mai mult cunoaștem despre aceste medii, cu atât mai corect o să putem lua decizii, cred eu. Iar interacțiunea social-economică are loc în fiecare zi și poate fi folosită pentru a proiecta putere în moduri diferite, cum ar fi asistența pentru dezvoltare, ceea ce observăm foarte evident acum, sau sancțiunile. Acest lucru este foarte evident și palpabil, având în vedere mediul de securitate regional în care ne aflăm noi acum. Iar elementul militar este utilizat pentru a proiecta puterea acțiunilor militare, deși nu este neapărat realizată prin acțiuni de luptă. Elementul militar poate fi utilizat și fără acțiuni de luptă. Și avem exemple în care putem să le discutăm inclusiv și astăzi. De ce am accentuat aceste patru elemente? Contextul actual regional de securitate și dominat de acest război în plină desfășurare la hotarele țării este o provocare fără precedent pentru Republica Moldova. Mai mult ca atât, provocarea este amplificată și de o serie de crize prin care trece țara noastră, dar și pe care le descriu foarte bine autorii în acest studiu. Este evident că studiul are o abordare complexă și axată în mare parte pe evaluarea amenințărilor pe domenii vulnerabile, având la bază cele patru elemente ale puterii de stat menționate mai sus. Politica externă, securitatea informațională, securitatea militară și aspectele problematice care se referă la domeniul social-economic. Într-adevăr, noi avem nevoie de asemenea studii și nu doar pentru a scoate în evidență vulnerabilitățile, sau pentru a evalua starea mediului de securitate, dar și pentru a dezvolta cultura de securitate și apărare. A studia vulnerabilitățile din diferite unghiuri și perspective. A comunica cu cetățenii, cu autoritățile locale, cu instituțiile guvernamentale, cu populația, pentru a instrui populația.
a pregăti economia țării, sectorul social, sectorul privat și multe alte domenii pe care noi trebuie să le informăm sau să le dezvoltăm. Din acest punct de vedere, vreau în primul rând să mulțumesc autorilor pentru efortul depus în elaborarea acestui studiu, iar în al doilea rând vreau să încurajez reprezentanții mediului academic și societății civile să elaboreze cât mai multe și diverse studii în acest domeniu. Aceste analize și recomandări sunt foarte valoase pentru instituțiile statului, deoarece contribuie la evaluarea mediului de securitate, dar și plus valoare la procesul de elaborare a documentelor de politici, și aici mă refer la strategii, programe sau planuri pe toate domeniile. Analiza frecventă și multilaterală a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților sistemice ale statului permite evaluarea gradului de securitate și de întreprinderea măsurilor necesare în vederea consolidării securității naționale, stabilității și rezilienței. Eu cred că studiul astăzi se înscrie în șirul eforturilor comune ale domeniului științific și de expertiză din țară și instituțiile responsabile ale statului privind orientarea de securitate a Republicii Moldova. În acest context, produsul prezentat în cadrul evenimentului de astăzi va viza aspectele menționate și va contribui la interpretări și concluzii pertinente și utile ale sectorului de securitate și de apărare a statului. Eu vă mulțumesc că mă opresc aici, cred că am putea să discutăm mai mult, dar sper că o să avem o discuție constructivă aici. Vă mulțumesc foarte mult, neapărat. În urma prezentării vom avea parte de o sesiune de întrebări și răspunsuri la care vom avea discuții cât mai productive asupra studiului dat. În continuare, aș dori să ofer cuvântul domnului Valentin Cioclea. Dumnealui este șeful Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne. Vă rog. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să vă felicit pentru elaborarea sau rezultatul muncii grupului de lucru. Din numele Ministerului Afacerilor Interne vreau să vă mulțumesc pentru invitație. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, desigur, acele registru a riscurilor care ați încercat în acest studiu să-l tratați, de asemenea, avem și noi o multitudine de produse analitice care au fost elaborate și prezentate conducerii spre examinare. Anume, vreau să menționez că în Republica Moldova încă din 1995, prin aprobarea legii 618 cu privire la securitatea statului, o parte din aceste pericole au fost menționate și statuate. Ceea ce am observat în acest raport, ele fac anume obiectul acestui studiu. Însă, realitatea la zi, noi observăm că suntem obligați cu toții să construim noi mecanisme de intervenție pentru să a putea face față acestor riscuri la nivel global. Și Ministerul Afacerilor Interne, ca autoritate din prima linie, care mereu vine sau este obligată să aibă câte o soluție pentru fiecare problemă din societate. Noi, încă de la începutul acestei crize, vreau să menționez că am depus tot efortul și vreau ca toți să cunoască că Ministerul Afacerilor Interne, pe lângă acele planuri de contingență care au fost puse în aplicare, mai are un șir de planuri situaționale care mai mult sau mai puțin sunt cunoscute publicului, reieșind din specificul acestor documente. Dar vreau să menționez aici conținutul acestui raport. Cam același lucru facem în cadrul grupului comun de analiză de risc din cadrul Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunii de Ordine Publică, în care încercăm să dăm răspuns și să încercăm să creionăm acele previziuni ca să fim cu un pas înainte
amenințărilor care ne așteaptă. Cei ce mai mult sau mai puțin în raportul prezentat sunt anumite recomandări care pe parcurs, la sigur, vom avea acele dezbateri și propun ca să discutăm un pic mai detaliat pe ele, pentru că sunt multe recomandări care, la nivelul autorităților Republicii Moldova, sunt deja implementate și poate au nevoie de un pic mai multă atenție și susținere. În rest, reieșind din tematica acestui raport, întrebarea care pe noi ne frământă ar fi cât va mai dura acest conflict, pentru că reieșind din aceste aspecte, noi putem să identificăm, adică soluții pe termen scurt, ori noi trebuie să ne axăm pe cele pe termen mediu și lung, și de aici pașii în continuare pentru toate autoritățile statului, pentru societate, pentru ca să facem față tuturor provocărilor care sunt în fața noastră. Eu vă mulțumesc și propun mai detaliat să discutăm pe parcurs. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Cioclea! În continuare, aș dori să ofer cuvântul lui domnului Eugen Cara, șef al secției proiecte de asistență din cadrul Biroului Politici de Integrare. Mersi! Bună dată, asistență! Stimați colegi, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră cu un mesaj de salut din partea echipei Biroului Politici de Reintegrare. Și aș dori să încep prin a mulțumi tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment. Cu precădere, colectivul de autori care, într-o manieră profesionistă, punctat și argumentat, au trasat acele riscuri și amenințări la adresa securității Republicii Moldova și, în special, acele probleme de fond și de formă pe care le ridică în actualul context regional de securitate. Fiecare de noi cunoaște de aproape specificul conflictului transnistrean, în special consecințele negative ale nesoluționării acestuia. Fiecare de noi gestionează un anumit segment de responsabilitate și prin care, de fapt, să contribuie la soluționarea definitivă și durabilă a acestui conflict. Însă, după cum am menționat și autorii în studiu, astăzi, ca niciodată, contează ce putem face noi toți împreună, uniți și în coordonare, pentru a diminua aceste riscuri. Suntem convinși că studiile și concluziile trasate în cadrul acestui studiu, dar și în cadrul acestei platforme de lucru, vor suscita acțiuni concrete și hotărâte din partea noastră tuturor, pe măsură ca să diminuăm acele riscuri și amenințări la adresa securității naționale. Fiind convinși că doar prin interacțiune activă și efectivă putem atinge acest scop, vă doresc într-un ceas bun și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc mult! Într-adevăr, ați dat un suflu sau, de fapt, ați reiterat ceea ce și noi în cadrul platformei dorim să facem, să avem parte de activități coordonate împreună atât societatea civilă, dar și instituțiile de stat. Deci nu vorbim despre două părți diferite, dar lucrăm în unison, în special în contextul volatil de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina. Și aici chiar aș dori să menționez că suntem alături de dumneavoastră, platforma este alături de instituțiile guvernamentale din Republica Moldova și nu doar. Am prezentat și urmează, de fapt, să prezentăm astăzi aceste recomandări, dar să știți că în procesul de implementare a recomandărilor suntem alături de dumneavoastră pentru a vă ajuta, a oferi suport și expertiza pe care noi o obținem. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult în acest context pentru cuvântul dumneavoastră de salut, pentru că ați reiterat importanța acestui studiu și în continuare aș dori să invit experții, propriu-zis autorii studiului, să prevină aici în față și să trecem la discuțiile în baza studiului. Vă mulțumesc foarte mult! Deci acum trecem la cea de-a doua etapă a acestei activități de astăzi, prin care vă prezentăm studiul privind amenințările în adresa securității Republicii Moldova și o să vă prezentăm și recomandările elaborate de către grupul de autori pe termen scurt și mediu.
Și aș vrea să menționez pentru început că scopul acestui studiu este de a finitiva care sunt amenințările, riscurile și vulnerabilitățile în adresa securității Republicii Moldova. Totodată, scopul nostru de bază a fost să reiterăm și, de fapt, să evidențiem care sunt riscurile, dar în același timp și să prezentăm un set de recomandări comprehensive și foarte targetate pe domenii înguste pe care urmează să fie implementate de către instituțiile de stat în Republica Moldova. Dar pentru început aș dori să o invit pe doamna Natalia Albu, conferențiar universitar din cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun. Dumnea este și cofondatoarea Platformei de Securitate și Apărare și vă rog frumos să ne prezentați care a fost viziunea inițială a studiului, care este metodologia și scopul care și l-a propus să-l atingă. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Sper că acum... Da. Bună ziua tuturor! Eu vă mulțumesc pentru că ați dat răspuns invitației la evenimentul respectiv. Vreau să mulțumesc foarte mult vorbitorii din partea introductivă pentru că în oricare măsură au răspuns la ceea ce am dorit eu inițial să prezint. Deci a fost clară filosofia studiului, pentru că asta este cel mai important, pentru că în ultimii 3 ani riscurile și amenințările sunt comune pentru toate țările, mai în special că noi vorbim de amenințări cu caracter catastrofice care au avut impact asupra securității globale în general și regionale atunci când vorbim de pandemia COVID-19 și invazia în Ucraina din partea Federației Ruse. Deci sunt fenomene care s-au... Deci distanța dintre acestea este foarte scurtă, în schimb consecințele, deși sunt diverse, ele au în comun privind implicarea asupra securității naționale a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, scopul acestui studiu este determinat și de faptul că este foarte greu să prioritizez și la inițial s-a menționat cât de valoroase sunt aceste riscuri și amenințări și cum să le răspunzi. Pentru că țările sunt diferite, ele răspund diferit la aceste riscuri și amenințări, inclusiv și riscurile și amenințările pot fi diferite. Specific pentru Republica Moldova, am pornit de la această abordare, este faptul că vulnerabilitățile interne și amenințările interne în oricare măsură ar putea contribui la creșterea riscului de impact amenințările care vin din exterior în contextul mediului actual de securitate. De ce metodologic noi am încercat în introducere să propunem care sunt definițiile la care noi ne referim din perspectiva amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților, pentru că ele pot fi diferite și îmi pare bine că sunt reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, evident când vorbim despre gestionarea riscurilor, noi vorbim despre o metodologie, când vorbim despre corelația dintre risc, vulnerabilitate, amenințare la nivel de politici, strategii, ceea ce ne propunem noi astăzi, deci este o altă consecutivitate de relații. Și pentru a răspunde de ce anume aceste riscuri au fost evidențiate, că pot fi și alte, noi am pornit de la ideea că amenințarea are un impact cel mai mare, care periclitează, am putea spune, și pune în pericol nu atât numai securitatea statului, cât și securitatea cetățenilor și are un impact imediat. Riscul am definit niște pericole care ar putea avea o capacitate mai puțin previzibilă. E foarte greu să previi, atât chiar și la întrebarea când se va termina războiul, este aceeași formă de răspuns la riscuri, pentru că este foarte greu de prevăzut, dar care foarte cu succes explorează ca și amenințările vulnerabilitățile statului. Când în cadrul acestui studiu vulnerabilitatea noi am avut în vedere faptul acele slăbiciuni a statului care în timp ele sunt istorice sau riesă din anumite probleme teritoriale care sunt neglijate pentru că sunt prioritare alte riscuri și amenințări, dar în contextul de exemplu crizei pandemice globale sau în contextul crizei refugiaților sau în contextul războiului din Ucraina au implicații enorme asupra securității naționale ale țării. Mai mult ca atât, în prima parte a studiului veți găsi identificate nu numai amenințările imediate la adresa securității naționale a Republicii Moldova, dar și factorii de risc și vulnerabilitățile care ar putea să ofere posibilitatea eventualelor adversari să le exploreze cu succes și ne diminueze capacitatea
capacitatea noastră de apărare. Nu mă refer direct la acestea, pentru că colegii o să le prezinte. Și tot în prima parte a studiului veți găsi vulnerabilități specifice care diminuează, deci, capacitatea noastră de răspuns. La partea finală veți găsi recomandările. Aici a fost cel mai complicat, pentru că noi fiind realmente din diferite domenii, nu este și colegul nostru, deci Iuri Gotișan, care este responsabil de dimensiunea frontierei, securitatea frontierei, deci are de motiv de sănătate, și colegul nostru, domnul Parlicov, care a fost responsabil de securitatea energetică. Deci am avut și dimensiunea transnistreană, dimensiunea societală, comunicarea strategică, politici de securitate. Deci noi am încercat în recomandări să vă propunem o abordare dimensională de răspuns la aceste riscuri și amenințări, inclusiv cu caracter societal și de promovare a culturii de securitate. Iar la ultima compartiment veți găsi recomandări punctate pe anumite probleme concrete care sunt identificate în studiul dat. Eu vreau să mulțumesc colegilor pentru colaborare, pentru că într-adevăr a fost o colaborare eficientă, suntem toți diferiți ca și statele. Posibilitățile noastre de asemenea sunt diferite din perspectiva pe care profesională noi avem și sper să avem anumite discuții constructive la ceea ce ne-am propus în acest studiu. Vă mulțumesc mult. În continuare, aș dori să ofer cuvântul domnului Valeriu Pașa și aș dori să vă rog să faceți o prezentare per ansamblu a riscurilor și amenințărilor care au fost identificate în adresa Securității Naționale. Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos, Sanda. O să trec direct la subiect, să încercăm să prezentăm cât mai detaliat observațiile și concluziile noastre. În sensul definiției care este prezentă la începutul acestui studiu, am identificat o singură amenințare majoră la adresa Securității Republicii Moldova, și anume politica agresivă a Federației Ruse. Așa, am definit-o, politica agresivă a Federației Ruse reprezintă o amenințare directă la adresa Securității Republicii Moldova, amenințând direct suveranitatea și independența țării noastre. Mai simplu vorbind, existența Republicii Moldova ca un stat independent, securitatea cetățenilor ei din perspectiva respectării drepturilor fundamentale, a libertăților, a integrității, sănătății, vieții, a oportunităților de afirmare și dezvoltare economică. Mai simplu spus, prin agresiunea militară la scară largă împotriva Ucrainei, Federația Rusă a confirmat acele îngrijorări care au existat de mulți ani în rândul multor politicieni, observatori, analiști, experți în domeniul securității militare și alții, că acest lucru se poate întâmpla și putem reveni la evenimente care au fost tipice pentru perioada în prima jumătate a secolului 20 sau anterior. Adică când bucăți din unele state sau state întregi pot să încerc să fie alipite, anexate prin forță militară. Aceeași amenințare o vedem la adresa Republicii Moldova. Respectiv, analiza riscurilor, la evenimente care pot să duc la facilitarea acestor, nu știu, acestei amenințări sau realizarea acestei amenințări, dar și vulnerabilitățile, le-am descris și analizat din această perspectivă. Scenarii pot fi foarte variate. Noi am avut o discuție destul de complexă cu colegii și ne-am prins că putem să stăm și la nesfârșit să descriem potențiale scenarii. De ce? Pentru că sunt foarte, foarte multe variabile. Dacă se întâmplă X, atunci este un fel de scenariu, da, deci sunt variabile, sunt foarte multe, putem să stăm la nesfârșit să le descriem și nu o să avem prea mare folos din asta, de asta ne-am concentrat pe a descrie potențiale sau care sunt vulnerabilitățile care trebuie adresate pentru a diminua riscurile. Dacă e să revenim la aceste potențiale scenarii, atunci avem o variație largă de la o extremă la alta, un scenariu de maxim eficiență, cum am numit noi, pentru Kremlin în Republica Moldova, ar fi să preia controlul integral al Republicii Moldova pe cale pașnică și legitimă, să instaureze un regim de guvernare controlat de Federația Rusă și care să fie și stabil. Da, este un aspect foarte important. Nu pur și simplu să-și impună un, nu știu, guvern, majoritate parlamentară, președinte sau cum să mă numi asta, dar el să fie și sustenabil și legitim, respectiv susținut de cetățeni și instituții. Și la polul opus,
drept scenariu maxim favorabil pentru securitatea Republicii Moldova ar fi un eșec total atingerii tuturor obiectivelor Federației Ruse, consolidarea rezilienței militare, economice, societale a Republicii Moldova până la un nivel în care, în parteneriat cu țările occidentale și Ucraina, spunem lucrurilor pe nume, Republica Moldova ar putea să facă față până și unei agresiuni militare. Da, deci o să discutăm la partea de recomandări că, dincolo de toate, efortul principal trebuie să fie consolidarea capacităților militare Republicii Moldova, pentru că vorbim și de o amenințare de ordin militar, și între timp să nu pierdem toate restul sau subiectelor prioritare care ar putea zădărnici însăși efortul de consolidare a capacității de apărare a Republicii Moldova. Da? Dacă nu avem suportul societății, dacă nu avem stabilitate economică, în zadar consolidăm apărarea. Dacă vorbim de riscuri, sunt câteva riscuri pe care le-am formulat. Un ar fi deloializarea maselor largi ale populației și a instituțiilor de stat față de guvern și provocarea unei crize politice. Deci este un aspect foarte important. Nu ne referim doar la nemulțumirea populației, dar și la sabotaj din partea unor instituții de stat. Organizarea unor alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate în condiții maxim favorabile forțelor politici controlate sau aliate Kremlinului. Da? Deci, din nou, vedem asta ca un mare risc în condiții de criză economică, în condiții de nemulțumire, inflație, înrăutățirea nivelului de trai, control asupra sau influență majoră asupra spațiului mediatic și multe alte condiții care le considerăm noi favorabile forțelor controlate de Federația Rusă, este un risc nemijlocit la adresa securității Republicii Moldova. Așa, producerea unor dezordini în masă care se culminează fie cu o lovitură de stat sau o criză politică și social-economică profundă care ar duce Republica Moldova fie spre alegeri anticipate, fie ar arunca țara în haos și într-o criză umanitară. Da, ce înseamnă asta? În asemenea condiții de instabilitate deplină, nu se mai ocupă nimeni de întărirea, în primul rând, a sectorului de apărare, ceea ce este absolut convenabil Federației Ruse, care consider că trebuie să câștige și timp. Și există riscul venirii la guvernarea unor forțe care le putem numi, nu știu, generic antinaționale, chiar dacă poate este un termen nu foarte potrivit contextul. Acutizarea crizei economice și a tensiunilor sociale care vor eroda capacitatea de sporire a rezilienței în fața amenințărilor și vor consuma resurse necesare aprofundării integrării europene și a parteneriatului în domeniul securității. Mai simplu spus, atunci când orice rezerve financiare ale statului de urgență sunt direcționate pentru ajutoare sociale, compensații pentru încălzire și multe altele, efectiv nu rămâne bani și energie, nu vorbim doar de bani, dar și de efort administrativ. Care sunt prioritățile de zi cu zi a conducătorilor statului pentru a investi în apărare, plus, și aici contează foarte mult, inclusiv acest populism și dezinformare, care e cumva o linie roșie care trece prin toate aceste riscuri, elementar, oamenii cer mărirea pensiilor, compensații, cum să le explici că trebuie să investești în reforme și în întărirea sectorului de apărare. Și noi deja vedem aceste discuții și speculații foarte intense răspândite. Așa. Șantajul și presiunea propagandistică ar putea descuraja și reduce voința conducerii Republicii Moldova să consolideze sectorul de securitate, să sporească eficient reziliența în fața amenințărilor, inclusiv prin parteneriat cu țările occidentale și Ucraina. Iată, asta deja se întâmplă. Noi vedem foarte clar o atitudine cel puțin sfioasă a conducerii politice a Republicii Moldova când vorbesc despre parteneriatele în domeniul securității și apărării. Da, de parcă ar trebui, așa să spun un cuvinte foarte simplu, de parcă le e rușine că se întâmplă acest lucru. Asta se întâmplă din cauza acestei presiuni propagandistice, populiste, că uite, asta ar fi ceva rău. Și reacția este oarecum firească a politicienilor care mereu se tem pentru imaginea lor, pentru ratingul lor, dar la un moment dat trebuie să-ți asumi și anumite costuri de asemenea natură. Altfel, nu poți avea parteneriate eficiente cu țările occidentale, de exemplu, în domeniul apărării, întăririi securității și lucruri de genul ăsta. Și ultimul risc, producerea unor provocări de ordin paramilitar, da? După modelul de stabilizare din Donbass, și aici fără să, deci, ele ar putea să producă panică, să amplifice toate crizele care există, să ducă haos, din nou, în astfel de condiții și, din nou,
Ele pot varia de la, nu știu, apariția unor grupări militarizate până la, iată, cel mai soft scenariu, ceea ce vedem noi în fiecare zi, aceste amenințări cu, de alertă teroristă, care nu se confirmă, ceea ce este bine, dar deja dau peste cap și consumă o sumedenie de resurse a instituțiilor de stat, care în mod normal trebuie să ocupe cu altceva. Deci absorb în această rutină și criză mici de fiecare zi energia și resursa statului, care trebuie să muncească pentru a construi în mod durabil reziliență. Aici o să mă opresc și o să-i întorc cuvântul lui Sandy. Mersi. Mulțumesc mult, Valeriu, pentru această prezentare foarte exhaustivă a principalilor riscuri și amenințări identificate de grupul de autori. În continuare, aș dori să ofer cuvântul domnului Alexandru Flenchea, ex-viceprim-ministru pentru reintegrare și director executiv al Asociației Obsești Initiative for Peace. Domnul Flenchea, vă rog frumos să faceți o prezentare a principalilor vulnerabilități la adresa securității naționale care au fost identificate și aș vrea să vă reamintesc tuturor experților că avem 5 minute pentru prezentările fiecăruia în parte. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Sandra. 5 minute să fie 5 minute. O să vă împornesc. 5 minute. Da, eu am sarcina de a prezenta în 5 minute cele 16 vulnerabilități care le-am identificat în cadrul acestui exercițiu cu această echipă. Asta înseamnă mai puțin de 20 de secunde pentru fiecare din vulnerabilități. Pe de altă parte, sunt avantajat de faptul că vorbesc sau că înaintea mea a vorbit domnul Pașa, a prezentat scenariile, riscurile și eu cel puțin cred că nu o să trebuiască să explic în detalii de ce o vulnerabilitate sau altă este o vulnerabilitate și ce merită atenție. Sigur că lista pe care o voi prezenta va fi mai scurtă de 16, sunt nevoit să scurtez și să grupez. Totodată cu remarca că astea nu sunt cele mai principale, ele toate sunt principale, oricare vulnerabilitate este importantă și nu poate fi trecută cu vederea. Eu am să încep cu criza economică și energetică, ca acea care are deja are un impact, deja are efecte, produce efecte și are impact direct și nemijlocit asupra fiecărui om în parte și a societății în ansamblu. Sau aceste două crize combinate, economică și energetică, produc un efect cumulativ asupra societății noastre, creând mai multe tensiuni, creând și mai multe vulnerabilități de alt orden și totodată ele creează un mediu favorabil pentru o altă vulnerabilitate, a doua de pe listă pe care am să o prezint. Și aici e vorba de actori politici, actori civici, facilitatori, care fie că acționează și activează în interesul Federației Ruse, fie nu neapărat. Poate fi vorba despre actori locali asociați cu forțe oligarhice, de exemplu, care să aibă propria agendă nelegată de agenda Moscovei, ceea ce nu înseamnă că nu pot fi oricând ușor instrumentalizați de Moscova, de serviciile speciale ale Federației Ruse. Și cred că în această sală sunt suficienți oameni care înțeleg bine cum se fac aceste lucruri. Dezinformarea și manipularea opiniei publice s-a vorbit foarte mult și toți știu, toți înțeleg, vreau doar să punctez care sunt țintele sau ce anume țintesc aceste campanii de dezinformare și manipulare. Ele vizează și țintesc procesul nostru de integrare europeană. Am văzut asta foarte bine chiar în ziua în care Moldova a primit statutul de candidat și în săptămânile care au urmat. Am văzut declarațiile făcute la Moscova din alți oficiali. La fel și nu mai puțin important, ele vizează și parteneriatele politice și de securitate pe care le are Republica Moldova în mod tradițional, parteneriate care le construiește acum sau care abia încearcă să le construiască. Și asta tot este foarte important, pentru că, de fapt, aceste campanii vizează și limitează, într-un fel,
libertatea de alegere a statului și a poporului Republicii Moldova și, de fapt, subminează suverenitatea noastră ca și națiune să ne decidem viitorul. Nu, și nu în ultimul rând, și totodată ăsta e un subiect mai nou, pentru că e un subiect mai nou în agenda publică și agenda politicii, agenda politică a Republicii Moldova, cea de consolidarea sectorului de securitate și de consolidarea capacității de apărare a Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem lucru că după sfârșitul războiului de pe Nistru în 92 și în special după adoptarea Constituției în 94, când Moldova și-a proclamat neutralitatea constituțională, subiectele de securitate, de opțiuni de securitate, de consolidarea capacității de apărare a Republicii Moldova au fost, în cel mai bun caz, trecute plan secund, ignorate, de fapt, dezbateri autentice privind viitorul Republicii Moldova din perspectiva de securitate, privind opțiunile existente sau potențiale pentru a asigura securitatea țării noastre pe termen mediu și lung, pur și simplu nu a avut loc. Anul 2022 ne creează toate premisele și oportunitățile pentru asta, trebuie să mă crevesc. Insuficiență de capacități instituționale ale instituțiilor publice, eu îmi rezumez aici într-adevăr într-o propoziție, dacă vreți, din propria experiență și din perspectiva personală. Fără ofensa pe cineva, la modul real, instituțiile publice ale țării noastre au resurse umane și în consecință instituționale pentru a monitoriza implementarea politicilor publice. Nu și pentru a elabora politici publice coerente, dar cel mai important, complementare. Și politici publice pe termen mediu și lung. Asta este un adevăr, trebuie să-l recunoaștem și sunt diferite modalități cum să abordăm această vulnerabilitate, cum să creștem capacitatea instituțiilor publice, dar asta este adevărul. Lipsa coeziunii societății și minoritățile etnice, un subiect care, pe de-o parte, nu se regăsește foarte mult în discursurile publice ale politicienilor, ale conducătorilor, pe de altă parte, este un subiect, și trebuie să-l recunoaștem, un subiect fierbinte în societate, un subiect unde sunt multe prejudecăți, unde sunt multe etichete, adică simplificând, dacă războiul sau agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a dus la situația când familii de ucraineni ruși despărțite între Rusia și Ucraina încetează să comunice din cauza divergențelor de viziuni a ceea ce este acest război, fenomenul ăsta are loc și la noi în țară. Și la noi în țară, adică familii care nu mai comunică pentru că au viziuni diferite despre acest război. Și un lucru pe care nu pot trece cu vedere, care poate este mai puțin evident, sunt nevoit aici să spun lucrurilor pe nume, minoritățile etnice care des sunt privite, iarăși, cu jumătate de gură, asta nu se spune deschis, dar se discută mult în societate, că uite, ar fi susceptibile propagandei, riscurilor de manipulare, de destabilizare. Dar haideți să ne uităm în cauzele și motivele care au dus la această situație când minoritățile naționale nu neapărat se simt parte acestei țări, acestui stat, nu neapărat sunt loiale acestui stat. Și atunci ar trebui să ne uităm chiar la școală, la curicula școlară, și în primul rând eu mă refer la manuale de istorie. Adică nu mai vorbesc de faptul că orice absolvent al gimnaziului trebuie să fie fluent în limba română, dar manualele de istorie. Ce învață copiii noștri în școli, indiferent de limba de instruire, este un manual de istorie care nu arată și nu spune nimic despre locul găgăuzilor, bulgarilor, rușilor, ucrainenilor, evreilor, romilor în istoria acestei țări. Nu răspunde la simple întrebări de unde sau și când au început să trăiască aici. Deci, pur și simplu, copiii, viitoarele generații și generații care deja sunt adulți, niciodată nu au învățat asta. Și atunci când nu există informații veridică, nu există informație adevărată cu ce este substituită ea, cu stereotipuri, cu legende de familie, cu mituri care aduc la noi prejudecăți. Și nu în ultimul rând duc la faptul că reprezentanții acestor grupuri nu se simt parte acestei țări.
ei mai degrabă sunt loiale ceea ce s-ar putea denumit patria istorică, de exemplu. Scuze, trebuie să mă refer un pic mai mult aici. Transnistria, da? Timpul, repede. Transnistria, tot știm despre riscurile și vulnerabilitățile tradiționale, adică începând cu raionul Dubăsari, municipiul Bender, grupurile cele mai vulnerabile, școli, învățători, dar sunt și riscuri noi și amenințări noi în contextul războiului și aici un lucru care este în studiu și țin să-l accentuez. Deci trebuie de fiecare dată să facem diferență și să înțelegem că nu tot ceea ce face Tiraspol este dictat de Moscova, dar sunt anumite decizii care vin de la Moscova, dar decidenții de la Tiraspol au și agenda proprie și este foarte important să înțelegem o decizie sau alta lor, ce anume este dictată ca să putem eficient contracara acest lucru. Mulțumesc! Și în partea finală a studiului sunt propuse recomandări de politici și de acțiuni care sunt destinate către reprezentanților instituțiilor de stat, care au scopul de a diminua riscurile, amenințările și vulnerabilitățile, astfel încât să fie consolidată reziliența națională a Republicii Moldova. Astfel, aș dori să o invit pe doamna Elena Mârzac, expertă pe securitate și comunicare strategică, să faceți o prezentare a recomandărilor, să discutați despre viziunea asupra dimensiunilor diferite de recomandări pe care grupul de autori le-a prezentat în cadrul studiului. Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru interes. Ne bucurăm că, într-adevăr, în discursul public, în dezbaterile publice, tot mai des discutăm despre securitate și apărare. Corect a fost menționat de domnul Alexandru că mai rar se discuta din anumite cauze nefericite, revine în atenție și ele cred că trebuie să rămână și să avem și niște lecții învățate. Au fost prezentate riscurile și vulnerabilitățile, unele din ele, ele sunt diverse și atunci ne punem întrebarea. Ce putem face? Ce putem face împreună? Foarte mult ne-a plăcut mesajul domnului reprezentantului de la Biroul de Reintegrare, este important să o facem împreună. Nu este doar responsabilitatea statului, este și a cetățenilor, a societății civile, a mass-mediei, a mediului privat, să avem niște acțiuni în unison. Dar toate acestea trebuie cumva coordonate și conduse de către vreo instituție sau anumit grup de lucru. Noi am prezentat recomandările în patru grupuri, patru dimensiuni. Dimensiunea societală, cea transnistreană, dimensiunea privind apărarea națională și reziliența la șocuri și a patra dimensiune, dimensiunea privind politica de securitate și comunicare strategică. Mesajul de bază pe care am vrut să-l transmitem prin acest studiu, în special în recomandări, că prioritatea de bază, primordială, absolută, este consolidarea capacităților de apărare a armatei naționale. Toate restul care vin, acțiuni, programe, sunt pentru a fortifica capacitățile sau nu putem să avem alte capacități, nu putem să avem dezvoltare economică, socială, societală, chiar aș zice eu, politică, dacă nu avem o apărare națională și dacă nu avem aceste capacități. Este necesară, deci, implicarea tuturor actorilor și aici am menționa noi și implicarea voluntară. Deci nu ne întrebăm de fiecare dată ce face statul pentru noi, dar întrebăm și noi ce putem face și cum putem să ne implicăm. Deci, dimensiunea societală. S-au prezentat vulnerabilitățile cu care ne confruntăm și recomandarea noastră este, în primul rând, să intensificăm dialogul cu autoritățile locale, în special în regiunile care s-au izolat, autoizolat sau care într-adevăr se consideră că patria lor istorică este în altă parte. Cum am putea instituțiile guvernamentale să aibă o angajare sau engagement mai direct, mai activ, să înțelegem și necesitățile lor și problemele cu care se confruntă. Dar pe termen lung este important să integrăm minoritățile etnice, iarăși cum zicea și domnul Alexandru, revizuirea poate a curiculii universitare, în primul rând cu scopul de a fortifica această
acest sentiment de apartenență la patrie, la niște valori, despre ceea ce a menționat la început domnul Recean. Avem nevoie de aceste valori, de aceste mesaje comune la nivel național care să unească, în primul rând, toată populația, dar aici ne referim și la minorități. Deci să se ancoreze în istoria statului, a teritoriului Republicii Moldova și nu neapărat, iarăși, cum ziceam, într-o patrie care eu consider undeva în afara țării. Deci este importantă și incluziunea politică a minorităților și aici unele din vulnerabilități și cauze de ce ei nu au această informație, nu se simt cumva integrați, este necesar să ne revizuim în primul rând și securității informaționale prin eliminare, blocare de finanțări obscure, dar aici vorbim și despre consolidarea capacităților noastre de comunicare strategică. Deci să avem aceste mesaje integratoare, să avem aceste mesaje care ar putea să ne unească, dar și aici avem nevoie și de conlucrarea și a mass-media, a jurnaliștilor care să fie pregătiți să elucideze probleme economice, politice, de securitate sau să contracareze anumite falsuri. Dacă ne referim la dimensiunea transnistreană, sigur că este importantă canalizarea eforturilor pentru prevenirea destabilizărilor care deja se întâmplă, care pot fi planificate sau potențial ar putea să se întâmple. În acest sens, ce propune grupul de autori? Să fie creat un grup de lucru foarte mic din el ar putea face parte vicepremierul pentru reintegrare, Consiliul Suprem de Securitate, Ministerul de Interne, SIS, Ministerul Apărării, care să monitorizeze evoluția, să ia niște decizii rapide pentru a da deja anumite indicații sau să poată preveni anumite destabilizări și în acest sens iar revenim la importanța comunicării. Sigur că nu tot ce se face și tot ce se întâmplă, dar au unor mesaje care ar diminua această stare de panică, incertitudine, neclaritate în situații de criză sau potențial de escaladare a anumitor conflicte. Este necesar în acest sens un plan de măsuri de ordin economic pentru a fi aplicate instrumente de reglementare, care ulterior să fie integrată într-o strategie mai largă la nivel național de gestionarea crizei economice și stabilirea unui canal de comunicare cu responsabilii de la Tiraspol pentru, iarăși, a preveni escaladare, de a comunica cu ei, dar altul decât cel din Comisia Unificată de Control, în care fac parte reprezentanții Federației Ruse. Iarăși, revenim la importanța elaborării unei strategii, un plan, haideți să numim cum dorim, pentru a gestiona situațiile de criză care ar putea fi cauzate de anumite implicări a Federației Ruse sau de sistarea gazelor, inclusiv doar pentru regiunea transnistreană sau doar pentru tot teritoriul Republicii Moldova. Și să fie descrise aceste scenarii, provocări, poate armate, poate unele provocări mici, dar care pe termen lung ar putea destabiliza și să vedem cum am putea să fim în legătură cu părțile vulnerabile din acele teritorii, fie reprezentanții școlilor de curățare limba română, fermieri, reprezentanții instituțiilor publice. Dacă ne referim la dimensiunea apărării naționale și a rezilienței la șocuri, este important, cel mai important, să ne apucăm de lucru ieri. Timpul este foarte prețios. Sigur că în câteva zile nu este posibil sau într-o lună sau în câteva luni să recuperăm ce nu s-a făcut 30 de ani sau din contră a fost chiar și distrus. Să pregătim țara pentru apărare și descurajare în fața posibilor acțiuni militare, fie ele interne sau externe, și în acest sens să transmitem un mesaj foarte clar populației că dezvoltarea armatei naționale și asigurarea capacităților noastre de apărare și de descurajare nu este pentru pregătirea unui război de apărare. Iarăși, cum vă ziceam, este necesar pentru dezvoltarea normală a unui stat democratic, suveran, și care are scopul său să-și păstreze integritatea sa națională.
Și în acest sens este necesar să promovăm perspectiva apărării naționale, civile sau a unei, sau să promovăm protecția civilă pentru a sensibiliza spiritul civic, despre care ziceam că este o problemă, dar și să avem această gestionare a populației în situații de criză. Sigur că avem nevoie de analize, de monitorizări care ar putea să vină în susținerea instituțiilor de stat. Și nu ultimul rând, dimensiunea de politică de securitate și comunicare strategică. Iarăși reiterăm faptul, știm că se lucrează, așteptăm o nouă strategie a securității naționale pentru o abordare comprehensivă, clară, a obiectivelor în domeniul securității și să vedem care sunt prioritățile, cine sunt actorii de implementare, dar și, sigur, că structurile responsabile. Ce mai considerăm noi că este necesară? Elaborarea unei viziuni pe termen scurt, chiar 3-6 luni, privind opțiunea de securitate în condițiile neutralității constituționale, în contextul războiului din Ucraina și în contextul războiului hibrid din Europa, care iarăși ar implica participarea tuturor partidelor politice și a societății civile și a reprezentanței mass mediei, stabilirea unei strategii de comunicare care ar putea să vină să prezinte această nouă strategie, aceste viziuni foarte clar, atât publicului intern cât și celui extern. Vorbim aici și despre importanța revizuirii securității informaționale, care include și securitatea cibernetică, și în acest sens propunem noi crearea unui grup de lucru care ar putea să coordoneze aceste acțiuni de comunicare strategică cu scopul de a se angaja cu publicul, a explica, a diminua starea aceasta de incertitudine și de a ridica această încredere, gradul de încredere față de instituțiile statale și încrederea populației să urmeze regulile, acțiunile impuse în diferite situații de criză sau în situații ordinare. Deci, drept concluzie, este importantă dezvoltarea comunicării strategice pentru ca ea să devină parte a securității naționale, în primul rând pentru a ne fortifica această reziliență și de a proteja și de a promova interesele noastre naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Și în continuare, Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog, va face de asemenea prezentarea recomandărilor specifice care au scopul de a elimina vulnerabilitățile generatoare de riscuri. Bun, o să încerc foarte scurt, nu să trecem pe toate, să încercăm să le cuplăm tematic. În primul rând, dacă ne referim la noua strategie de securitate națională, de fapt, Republica Moldova deja, dacă nu greșesc eu, de vreo 6 ani de zile nu are o strategie de securitate națională complexă în vigoare. În 2018, chiar din 11. E și mai rău. Deci 10 ani de zile. Puteți să vă imaginați că instituțiile au lucrat din inerție fără să aibă un cadru foarte clar care să țină. Recomandarea noastră este ca printre pericolele care o să fie trecut, și asta este foarte important, pentru că în baza pericolelor definite se definesc prioritățile instituțiilor statului, în primul rând a serviciului de informare și securitate, să fie trecut recunoașterea pericolului la adresa securității statului și caracterul antidemocratic a imixtiunii statelor străine și a grupărilor criminale în viața politică a statului. Deci asta trebuie să fie recunoscut, astfel dând nu doar mână liberă, dar obligație instituțiilor statului, în primul rând SIS, să lucreze pentru depistarea și contracararea acestui fenomen. În paralel, fortificarea capacității legale și instituționale, asigurării, transparenței și evitării evaziunii fiscale în finanțarea activităților politice, a partidelor politice, a campaniilor electorale. Deci doar schimbarea legislației nu este suficientă. Comisia Electorală Centrală trebuie să aibă mai mult instrumentar, mai multă lume, serviciul fiscal în genere trebuie să înțeleagă în sfârșit în această țară că nu are drept unic scop colectarea de impozite, colectarea de venituri la bugetul de stat, dar mai mult decât atât. Și o să ne mai referim la acest aspect. Așa. Având în vedere situația de injustiție și o evaluare realistă cât de rapid se pot produce rezultate reale în lupta cu corupția sistemică și corupția în special în domeniul politic.
Chiar dacă este o recomandare destul de tricky, dar noi recomandăm să ia în calcul și experiența, de exemplu, a Ucrainei pentru a introduce instrumente legale. Nu prin investigații, condamnări care pot să dureze 15 ani de zile. Pe dosarul Plahotniuc măcar vreo ședință nu se poate organiza în mai mult de un an de zile. Dar prin instrumente legale, excluderea influenței acestor elemente cleptocratice, oligarhice asupra politicului din Republica Moldova. E nevoie de calculat toate riscurile și așa mai departe, dar dacă noi să așteptăm până justiția din Republica Moldova o să reformeze, o să învețe a lucra și o să elimine aceste influențe, mă tem că o să fie târziu. Așa. Pentru consolidarea integrității spațiului informațional, la fel, sunt necesare niște măsuri speciale de prevenire a evaziunii fiscale și a finanțării ilegale a instituțiilor media și a formatorilor de opinie. Din nou, Inspectoratul Fiscal poate să aibă la nivel de metodologie sau chiar de legislație obligația să evalueze domeniile de risc sporit. Nu doar de risc sporit de evaziune fiscală, dar și de risc sporit a impactului evaziunii fiscale asupra securității statului. Deci, să vă spun foarte simplu, studiourile TV să umple în fiecare seară de șomieri, nu glumesc, care sunt bine mersi, au mașini, casă, apartamente și întrețin familiile, șomieri. Foarte mulți dintre ei, oficial. Și umblu și povestesc cetățenilor din Republicii Moldova ce este corect și ce nu este. Noi avem instituții media cu bugete de facto de sute de mii de lei pe lună, care n-au niciun fel de venituri sau venituri infime din publicitate. Noi avem companii private care echipurile finanțează sondaje, costurile cărora sunt zeci de mii de euro. Rulajul lor anual este mai mic decât costă în mod normal un sondaj. Astea toate sunt activități de dezinformare și de influențare a opiniei publice, care afectează direct integritatea proceselor democratice. Sunt un fel de transmițători a influențelor atât a grupărilor oligarhice, cât și a statelor străine subversive la adresa Securității Republicii Moldova. Acestea sunt niște instrumente care nu e neapărat să ajungem cu, știți, investigații, procurori, procese de judecat care nu se mai termină. Deci e nevoie de mai mult accent pe prevenire. O altă componentă pe prevenirea dezinformării, la fel. Se discută foarte mult pentru accent pentru pedepsire. La fel, și cred că este funcție care poate fi și, de ce nu, pe undeva și a Serviciului de Informare și Securitate, nu atât pentru pedepsire, cât pentru expunere. Da, la nivel legal, la nivel de această strategie, serviciul poate să aibă atribuția nu neapărat să pedepsească, să expună. Pur și simplu să publice rapoarte, să arate cum se întâmplă, cine pe cine și cum face. Nu neapărat ca asta să fie pedepsit. Ca cetățenii să devină mai rezilienți, conștienți, inclusiv mass media, să poată să vadă cum se întâmplă anumit astfel de procese. Asta nu ar fi ilegal. Așa. Despre criza social-economică. Este un aspect foarte important. Probabil factorul care pe termen mediu, nu știu, de curs de cel puțin jumătate de an, cel mai mult va influența starea de lucruri în societatea noastră, cetățenii trebuie să simtă mai multă echitate. Și aici vorbim de aceleași aspecte, deci, de exemplu, noul articol star al luptei anticorupție în Republica Moldova, urmăriri penale pentru îmbogățire ilicită. Pe toți îmbogățiții iliciți nu o să investigați, nu aveți atâția procurori. Asta o să dureze ani și ani de zile cu, din nou, prima instanță, a doua, a treia, deci este imposibil să fie pedepsite, urmărit și pedepsite toate cazurile de evaziune fiscală, de îmbogățire ilicită, care cuprind și evaziune fiscală, dar nu știu de ce nu se investigează. În schimb, o taxare echitabilă acestui lux dobândit foarte des pe care e ilicit, poate fi asigurat. Astfel încât și cetățenii simte că această greutate a crizei economice este distribuită mai echitabil și aceste lucruri să fie comunicate. Da? Pentru că până să ajungă să recupereze în bugetul de stat toate acele pierderi, o să treacă foarte mult timp, foarte mult efort, în schimb ele pot fi taxate mâine printr-o decizie a guvernului. Pe dimensiunea securității energetice, și colegul Victor Palico cred că o să adauge,
În primul rând este nevoie de fortificarea poziției în negocierile cu Gazprom, inclusiv coordonarea poziției cu Ucraina pentru a evita orice... ca ei să ne înțeleagă. De ce noi facem asta? Să ne înțeleagă mai bine constrângerile și să evităm politizare, dezbateri sau declarații care pot afecta relația bilaterală. Hai să o formulez așa. Este necesară o intervenție rapidă, sistemică, în schimbarea sistemelor distribuției a agentului termic în Chișinău și Bălți. Sistemică, asta înseamnă masiv, asta nu înseamnă proiect pilot pe care le pregătim un an de zile, le executăm 5 ani de zile. Sunt câteva mii de blocuri în Chișinău, sunt câteva sute de blocuri în Bălți. Deci, efectiv, schimbarea sistemului de distribuție trebuie să fie tipizată, rapidă, asta trebuie să fie o prioritate a guvernului și să se facă, nu să se discute, scuzați, dar criza energetică a început în septembrie. Noi acum suntem în 9 septembrie. Intervenții masive care să schimbe structural consumul de energie în Republica Moldova nici măcar n-au fost pregătite. Așa. Din nou, pornind de la noua strategie de securitate, SIS trebuie să aibă printre priorități depistarea și prezentarea publică prin rapoarte activităților organizate de dezinformare. Am menționat asta. Despre comunicare în sens mai larg. Instituțiile de securitate trebuie să beneficieze de o îmbunătățire cantitativă și calitativă a capacităților de comunicare. Și aici nu ne referim la serviciile de presă și comunicarea despre instituții, dar despre domenii. Asta înseamnă întărirea numerică a serviciilor de presă, nu doi oameni la un minister și un om la Armata Națională sau cât sunt puțini. Dar serviciu deplin, oameni care pot să gestioneze mai multe lucruri și nu doar să execute comunicare instituțională de asta despre instituții, inclusiv resurse pentru a atrage dacă este nevoie de capacitate privată, nu o să aveți niciodată salarii suficient de atractive, să aduceți cel mai bun specialiști în PR, să-i țineți în instituții de stat. Și o să fie mult mai ieftin să-i contractați, să livreze informații. Oameni care o să comunice despre domenii, o să combată mituri despre, elementar, Armata Națională, da? Ca măcar să nu creadă toți pe un cap, faceți mâine un sondaj, puneți întrebare. Republica Moldova are armată? Da, nu. Și o să vedeți că o să aveți majoritatea răspuns nu. Ceea ce este un nonsens în condițiile Republicii Moldova. Despre asta trebuie să comunice, să explice. Deci așa ridicăm aceste lucruri elementare de cunoștință despre, nu știu cum numim noi, cultură de securitate și apărare. Același lucru se referă la servicii de informații și securitate. Nu doar comunicare despre cu ce se ocupă sau ce a făcut sau ce face în fiecare zi de serviciu, dar comunicare despre subiecte. Deci asta este calitativ diferit. Și aici este nevoie elementar de o investiție publică care nu este exagerat de mare, dar care este strategic important. Deci vedeți că noi de fiecare dată când vorbim despre securitate, vorbim de dezinformare, despre comunicare strategică. Asta de fiecare dată se repet. Asta se rezolvă inclusiv prin investiții punctuale. Un alt aspect care ține de capacitate. Unu, Serviciul Suprem de sau Consiliul Suprem de Securitate trebuie să devină o instituție capabilă cu un departament analitic care are un 10-15 oameni, măcar, care să poată să consolideze toate informațiile într-un singur loc, să livreze informații operativă, analiză operativă, să interacționeze cu toți actorii vizați, privați și de stat și să fie centru de pregătire a politicilor. Nu poți să... Deci, elementar, acest serviciu trebuie să fie consolidat prin numeric, prin mai mulți oameni angajați care să facă aceste lucruri. Și reforma administrației. Pe termen lung, procesul de integrare europeană, reforme, inclusiv în domeniul securitate, se lovesc deja de insuficiență de resursă umană la toate nivelele administrației publice. E nevoie de reforma administrației publice centrale dacă noi vrem să ne mișcăm, inclusiv pe domeniul de securitate. Nu o să fie oameni cu salariul 5.000 de lei, este nonsens. De ce? Pentru că este foarte ușor că acest om să-și dea demisia, să meargă la privat, la o muncă necalificat, în care o să aibă salariul de 3-4 ori mai mare în Republica Moldova, nu în afara. Deci, asta e dincolo de oportunitatea de a pleca peste hotare. Deci, e nevoie de specialiști din agențiile centrale și, având în vedere realitățile, începutul trebuie să fie cu instituțiile de securitate, inclusiv Armata Națională. Aceasta este o realitate, statul trebuie să-și asume această cheltuială, inclusiv prin a mări baza de venituri a bugetului de stat. Da, asta nu este foarte popular, dar acest lucru trebuie comunicat sincer. Nu trebuie să fie rușine, deci, sorry, eu o să aduc un exemplu și cred că o dați seama.
Atunci când întreabă cineva dacă cumpărăm pe banii statului armament, spunem da, cumpărăm pe banii statului armament. Asta este firesc. Noi nu trebuie să cădem prada acestor populisme, propagandă și manipulare, prin care suntem noi singuri, deci pe noi ne descurajează să ne apărăm pe noi. Deci în felul ăsta ne transformăm într-o victimă mult mai ușoară. Aici închei, acestea sunt recomandările punctuale și deja sper să avem o discuție de întrebări, răspunsuri, feedback și așa mai departe. Da. Mulțumesc foarte mult tuturor autorilor pentru această prezentare foarte complexă a acestui studiu. Sigur că conceptul de securitate abordat în cadrul în acest studiu este unul holistic, deci ne-am uitat la per general ce reprezintă securitatea și din acest considerent am abordat mai multe domenii. Consider eu că am făcut un lucru bun. Desigur, sunt și multe alte domenii care nu au fost abordate în cadrul acestui studiu, precum drepturile omului, criza alimentară, dar la sigur, securitatea cibernetică, dar la sigur acestea pot fi efectuate în următoarele studii, desigur și analizând mediul de securitate și evaluând mediul de securitate din Republica Moldova. Aș dori să deschidem panelul privind dezbateri, sesiunea întrebări și răspunsuri și sper foarte mult că vom avea ocazia să avem discuții cât mai interactive asupra acestui studiu. Și în acest context aș dori să menționez că filmările se vor opri, respectiv vom avea posibilitatea să avem discuții închise și respectând Chatham House Rule. Vă mulțumesc mult! Deschise.